În ședința de guvern, termenul de la care călătorii pot primi despăgubiri pentru întârzierea trenurilor în curse pe teritoriul României a fost amânat de guvern cu încă 5 ani, cu argumentul că astfel de despăgubiri ar crea CFR pagube semnificative. În orice stat european, călătorii au dreptul să fie despăgubiți atunci când trenurile întârzie ori sunt anulate. Pentru români, însă, aceste drepturi sunt șterse cu buretele de către executivul de la București. Gorjenii spun că ar trebui să fie despăgubiți atunci când trenurile sunt în întârziere. În acest caz, așteptarea nu este deloc plăcută, având în vedere faptul că în gară este foarte frig. Chiar dacă se întâmplă să întârzie altădată și mai multe ore și nu numai că nu sunt despăgubiți, dar nu sunt nici și preluați de alte mijloace de transport. Ar fi bine să se ia măsuri și la noi să se facă lucrurile mai bune și să fie mai bine protejat omul atunci când plătește ceva și să fie mulțumit de serviciile care le primește în urma plății făcute. În mod normal, da. Așa e cam în toate statele membre ale Uniunii Europene, cel puțin. În statele civilizate, la noi, sunt sceptic. Cine credeți dumneavoastră că îi poate spăgubi? Guvernul? Niciodată. Cu siguranță și oricum pe vremea asta nu e plăcut să circul cu CFR-ul în condițiile care sunt. E frig, și da, ar trebui despăgubiță. Conform regulamentului european, a cărui aplicare este amânată constant în România, călătorii au dreptul să primească despăgubiri în cazul anulării sau întârzierii trenurilor sau pierderii legăturilor între curse, inclusiv să li se ramburseze total sau parțial banii plătiți pe bilet. Nu este prima dată când se amână această prevedere. România a obținut în 2009 o derogare până pe 3 decembrie 2014, tot din cauza stării deficitare a infrastructurii feroviare.